Bună ziua, stimați prieteni! Ne vedem în direct. Deoarece nu am făcut live-ul nostru săptămâna trecută, vineri, am considerat că lăsăm o anumită pauză, dar dat fiind faptul că au fost mai multe subiecte, mai multe întrebări, chiar și din partea unor colegi, am hotărât astăzi să facem această ieșire în live pentru a discuta despre campania prezidențială. Am câteva subiecte importante care vreau să le comunic, dar vreau să încep cu aceea că eu văd că Maia Sandu fără Dodon nu poate. Eu nu sunt concurent electoral. Am considerat că oamenii trebuie să aleagă nu iar între Dodon și Sandu, dar să aibă și alte opțiuni. Maia Grigorina, ce n-aveți somn fără Dodon sau ce cu voi? Cătați-vă de treburile dumneavoastră. Noi să ne întâlnim cu dumneavoastră. Noi o să-ți răspundeți pentru tot absolut. Ce ați făcut cu țara, ce ați făcut cu mine personal, cu familie, asta e altă temă. Cătați-vă de treburile dumneavoastră. Una, două și așa de ce aminte de Dodon. Fobii sau ce asta, sau complex nepalnățenăste, sau ce cum atare. Ești candidat la prezidențiale, luptă cu candidatul la prezidențiale. Apropo, atunci când mă învinuiești pe mine de diferite lucruri, dar atunci când te-am făcut prim-ministru în 2019, am fost bun? Am fost bun, da? Acum nu-ți place. De ce ești titeni, de ce ești pățești, mai sunt. O să ne întâlnim și o să discutăm. La sigur lucrul ăsta o să se întâmple. Acum puțin despre ce se întâmplă și vreau să vin întâi cu o anumită constatare la ce se întâmplă în țară și mai departe eu am făcut o analiză detaliată a programului electoral al Maiei Sandu împreună cu colegii, ce a promis în 2020, ce a făcut în 4 ani, ce promite acum iară din nou Maia Grigorina, dacă și ajungem și la ele. Doamna Sandu și echipa dumneavoastră, parcursul la ultimii 4 ani, dumneavoastră v-ați permis să etichetați cetățenii Republicii Moldova cu niște mesaje care amintesc de cele folosite în Germania nazistă și Rusia bolșevică în anii 30 secolului trecut. Dumneavoastră sunteți ucenica cui? Parcă vă faceți mare pro-europeană. Ori sunteți a doilea Antonescu în fustă, ori faceți ceea ce făceau bolșevici în anii 30. Uitați-vă ce faceți dumneavoastră, doamna Sandu. Ați numit oponenții dușmanii poporului. Uitați-vă ce listă că-ți fac. Stoi nogul slab. Nu va fi respectat de nimeni. Bandiții vor reveni. Va fi oprit regimul liber de viză. Voi cu asta încercați să prieteți lumea ca să vă votez? Asta e pro-european? Adică așa Europa mai gine, aș spune eu ce să fie. Ne-ați făcut pe unii buni, pe alții răi, pe cei apropiați la dumneavoastră sunt foarte buni, restul toți sunt răi, pe noi ne-ați făcut pe jumătate de țară, ați spus că suntem bandiți, mesaje xenofobe, neonaziste, de partea echipei Maia Sandu. Ați văzut la ce s-a ajuns, cum sunt atacați domnișoare, agitatorii noștri în stradă de către sunătorii dumneavoastră. Eu nu mi-aduc aminte în 30 de ani de independență, peste 30 de ani, în istoria modernă, perioade când societatea era mai divizată ca acum. Acesta este rezultatul mandatului dumneavoastră. Această ură dumneavoastră semănați. Este un proverb foarte bun moldovenesc. Semeni vânt, primești furtună. Maia Sandu, o să primești furtună din partea societății, din partea cetățenilor. Și, de fapt, ceea ce s-a întâmplat pe data de 20 octombrie, acesta este un vot și o furtună împotriva dumneavoastră. Personal, împotriva Maia Sandu. Și o să vedeți ce o să pățesc pe 3 noiembrie. Dar despre asta discutăm mai încă. Mi-e straniu că nu vă este rușine ceea ce faceți, doamna Sandu, dar ar fi bine să înțelegeți și dumneavoastră, și eu cred că oamenii înțeles că problema numărul 1 a Republicii Moldova este Maia Sandu. Problema numărul 1 este Maia Sandu. Și cetățenii moldoveni o să înțeleagă și o să dea aprecierile peste câteva zile. Dumneavoastră ne învinuiți și învinuiți opoziția de fraudă.
Dar eu citesc și o să iasă colegii astăzi și într-un briefing, raportul SCE ODIR, care punctat spune despre încălcările comisiei de Maia Sandu și PAS, resurse administrative și multe altele. În orice țară democratică europeană, în baza acestor încălcări, PAS-ul și Maia Sandu trebuie să fie excluși din campania electorală. Utilizarea resurselor administrative, favorizarea în media, dar lucrul acesta este imposibil în condițiile când CEC-ul este controlat de PAS. Apropo, CEC-ul, organele de control, de obicei se dau sub control opoziției. Așa este european. Dar Matan nu ești european, Matan ești un dictator în fustă. Și utilizezi toate resursele administrative pentru a te păstra la putere. Nu ia să-mi vinuiți de fraudă și cumpărări de voturi peste 300.000 de oameni. Ați publicat niște liste false. Ați dat date personale. Trepădușul dumneavoastră, cățelușul dumneavoastră au publicat listele astea. S-au început represiile spre oamenilor care în genere n-au nimic cu asta. Dar eu vreau să vă întreb procurarea, că dumneavoastră transmiteți acum așa scrisori la pensionari, unde spuneți că 2300 de lei puteți să ridicați după data din 1 noiembrie. Asta este cumpărarea voturilor, mai sunt. Semnat Dorin Necean. Și este vorba de 31.000 de pensionari. Asta este cumpărarea voturilor. Dar eu vă mai dau o întrebare. Dar haideți să numărăm bugetul tuturor ONG-urilor, televiziunilor noastre afiliate. Și o să vedeți ce bani este vorba. Noi am făcut o evaluare aproximativ. Anual, circa 150 de milioane de dolari. 4 ani, 600 de milioane de dolari investiți în ONG-uri și televiziuni și toți trepedușii ăștia de analiști politici. Hot dog și așa mai departe. Care s-au ocupat de politică și zilnic fac campanie electorală pentru Maia Sandu. Îmi dau întrebare, asta este cumpărarea voturilor sau nu este cumpărarea voturilor? Asta tot este cumpărarea voturilor. Și încă nu știe cine mai mult. 10 sau 15.000 de ONG-uri. Puneți câte 10 angajați, 150.000 de oameni, care primesc mii de euro lunar. 150.000 de oameni angajați în ONG-uri finanțate de SUA, UE, Soros și alții, care zilnic fac campanie electorală pentru Maia Sandu. În comentarii la televiziuni plătite. De ce cu toate lucrurile astea tot o să trebuie să ne clarificăm? Și eu cred că o să ne clarificăm. Acum câteva lucruri foarte, foarte, din nou, eu pot să detalia, dar eu o să mă opresc doar pe niște chestii așa interesante. Maia Sandu, în anul curent, în ultimii ani, economia moldovenească a avut parte de una din cele mai complicate perioade din istoria țării, marcată de război. De scurt, tot ce nu-ți primește, devine război. Și vine cu un plan economic, o să ajute salariul minim 10.000 de lei, salariul mediu 25.000 de lei și altele. În primul rând, hai să ne clarificăm cu războiul. Pentru că am făcut o analiză la prețurile din Republica Moldova la începutul mandatului Maia Sandu și la sfârșitul mandatului. Toate sunt creșteri. Toate. Eu sunt public în tabele astea. Nu o să vă dau cum exemplu, că ele sunt. Dar, înțelegând că la Maia Sandu tot devine război, eu am făcut o analiză a prețurilor în Ucraina, Moldova și România. Uitați-vă foarte interesant. În Ucraina e război. România e membru UE. Tarifele la energie electrică. La noi 18 cenți, în Ucraina 10 cenți. Gazul natural. La noi 67 de cenți. În Ucraina 21 de cenți. În România 50 de cenți. La noi mai scump. Produsele, pâine. La noi 0,56 cenți. Ucraina 0,44. România 0,43. Peste tot mai ieftin. Zahărul 1,39 dolari la noi. 0,78, 0,76 Ucraina, România. Peste tot mai ieftin. Și aici sunt toate produsele. Maia Sandu, cum se primește așa? Că în Ucraina, unde este război, toate prețurile și tarifele sunt mai ieftine. Și în România, care tot e afectată de război, ca și Republica Moldova, țările tot e mai ieftin, prețurile. Puteți să ne explicați lucrul ăsta? Nu o să ne explicați. Dar dumneavoastră întrebați un candidat recent care e echipa lui. El așa arăt echipa.
mata dejați arătat-o, cu spânul, cu schemele la gaz, cu alți incompetenți care au furat tățanești. E că asta e echipa lui Maia Sandu. Și din cauza asta, stimați concetățeni, noi avem așa prețuri mai mari ca în Ucraina, unde este război. Mergem mai departe. Schemele la gaz, nici nu mai spun. Dispoziția Comisiei Situații Excepționale din 22 octombrie 2021, 1 miliard 700 din buget. Vest Mostrang Gaz, 1,7 miliarde. Decizia din 19 noiembrie. Le avem toate. Se cunosc toate care de legile acestea. Ce a făcut în sistem bancar? Rata de bază a Băncii Naționale de la 2,65% când eram noi, în sfârșitul anului 2020, a ajuns la 29% în 2020. Și a primit ca rezultat s-a majorat dobânzile la credit și am plătit banii în om și agenții economici și statul. Mai departe, legea despre efectuarea decontărilor în numerar care intră în vigoare la 1 ianuarie 2025. Stimați concetățeni, știți ce este? N-ai să poți să cumperi numerar. O să trebuie să te duci să pui banii la bancă. Nu ce să faci chestia asta? Vă explic. Această lege va duce la creșterea în continuare a profitului băncilor comerciale din Republica Moldova. Vă amintesc că în ultimii 2 ani, 2022-2023, profitul net al sistemului bancar 7,76 miliarde de lei de pe spatele nostru. Straniu, da? Dar cel mai mare profit are Moldova Grameen Bank, unde lucrează rudii ale celor de la guvernare. 1,25 miliarde de lei. Profit curat în anul 2023. Toate legile care au fost aprobate în ultimul timp în domeniul economic au dus la favorizarea băncilor comerciale care au acționari în afara țării și au obținut profituri de peste 7 miliarde de lei și unde sunt angajați apropiații din actuala guvernare. Dar banii este ajupit de pe spatele nostru. Mai departe, când spune Maia Sandu dezvoltarea sectorului economic, expunerea la vânzare obiectivelor, cantina Cancelariei, baza Hulercani, Red Nord, să vă dau hotărârile de guvern sau le știți? La sigur le știți. E ca asta la dumneavoastră creștere economică. Mergem mai departe, Maia Sandu. Dumneata spui de domeniul social. În calitate de președinte voi insista pe îndeplinirea următoarelor acțiuni pentru oameni. Pensia minimă 3.300 de lei. Maia Grigoriu. După cum ți-ai bătut joc de pensionar, și eu să dau și cifre, în perioada aceasta vorbești de 3.300 de lei pensie. Vârsta de pensionare e majorată. Oamenii n-ajung la vârsta de pensionare care mă taie majorată. Indexarea de două ori pe an, ai anulat-o. La fiecare pensionar te-ai vărât în buzunar, la fiecare pensionar te-ai vărât în buzunar și ai luat câte 6.000 de lei pe an, că nu ai indexat pensia cu 15%. În schimb, ai majorat salariile la miniștri, am să zic cu detalii, la jucătorii curții constituționale. Aici bani n-ai găsit. Repet, fiecare pensionar nu a primit 6.000 de lei pe an. Total 3 miliarde de lei au fost furate de la pensionari. Și tamu ai sovestea să spui că ai să ajut pensionari? În schimb, ai creat Centrul Patriot, unde m-ai majorat numărul de angajați. Eu am făcut o analiză detaliată la numărul de angajați pe ministerii care au fost la începutul mandatului din Italia și acum. Poate nu știi, mai sunt. Vă spun. Numărul de unități în guvern și în ministerie a crescut cu 530 de unități. 531, să fim exact. Adică cu 35%. Atent, cu 530 mai mult angajați în instituțiile guvernare. Cu 35% a crescut numărul de naciarnici. Numărul miniștrilor a crescut cu 56%, vicepremierilor cu 100%, secretarilor de stat cu 64%, numărul unităților în cancelarea de stat a crescut cu 79 de persoane, 40%. Adică la pensionari, la invalizi, n-ai bani, dar la miniștrii tăi, în primul rând, ți-ai adus toți verișorii și toate verișoarele în guvern și le-ai majorat salariul până la 75.000 de lei. Deci asta înseamnă Maia Sandu, ca să înțelegi ce oameni. Mergem mai departe. Nivelul sărăciei absolut în perioada mandatului dumneavoastră a crescut până la peste 30%. Adică o treime din populație trăiește sub nivelul sărăciei absolut. În cauza asta 200 ceva de mii de oameni plecat din țară. Și mă ta ai tupeu stilau să faci ceva pentru Republica Moldova?
Am spus, președintele Curții Constituționale este de 70.000 de lei. Judecătorii Curții Constituționale 65.000 de lei. Miniștri, eu pur și simplu am mai citat hotărârile de guvern la care se fac și trimitere. Mai departe, în domeniul medical. Spitalul Toma Ciorbă, știm? Știm. Vreți să vindeți terenul, nu știu, iar spânul sau ce ne face acolo. Plecarea cadrelor din domeniul medicinei, că noi avem, conform datelor care vin de la sindicate, în 2023, doar anul trecut, din sistem au plecat 4.387 de oameni, medici, asistenți medicali, moaște, felceri și așa mai departe. Asta este rezultatul guvernării Maia Sandu. Agricultura, despre care o să vă dau o frază, promisiuni prezidențiale 2020. Voi negocia ajutoare pentru subvenții suplimentare. Agricultorii vor primi mai mulți bani. Asta Maia Sandu promite în 2020. Ce spune în 2024 Maia Sandu? Creșterea accesului la piața UE și alte piețe dezvoltare pentru agricultorii și procesatorii autohtoni. Hai să vedem ce s-a întâmplat de fapt. În primul rând, Maia Sandu, la o întrevedere cu agricultorii, spune: eu nu mai sunt sigură că agricultura este ramura prioritară în Republica Moldova. Declarațiile fermierilor au fost la o emisiune pe data de 15 februarie 2024, după ce sunt întâlnit cu Maia Sandu. În 2020 le spune că agricultura nașa vse, 2024 anul le spune, da, păi deja nu contează. Și ce face Maia Sandu? Se laudă că e 1,6 miliarde de lei fondul de subvenții, dar de fapt peste 66% de valoare la fondul de subvenționare a fost mâncat de inflație. Și real, fondul de subvenții 800-900 milioane de lei. Mai mic ca în anul 2020. Cu 6.000 tone de motorină oferită de România, v-a jucat 2 ani și n-a putut să le primiți. Din 2022, tocmai în aprilie 2024, nu vă duc capul nici niște ajutoare să le primiți. 50% vânzarea mărfurilor care trebuie să fie obligatorii în toate supermarketele, în mărfuri moldovenești. Maia Sandu anulează această lege. Spune că ea nu este necesară. În schimb, stimați prieteni, eu am mai departe și domeniul juridic și mai departe. În schimb, în politica externă, Maia Sandu și echipa de la președinție, în anul 2024, 44 de deplasări. În anul 2023, 62 de deplasări. În anul 2022, 19 de deplasări. 130 de deplasări a Maia Sandu și echipei din aparatul prezidențial, nu costă și ceva în mandatul meu. 130 de deplasări. Eu nu mai vorbesc de banii care au fost cheltuiți. Dacă o să împărțiți la 4 ani, o să primiți, și pe urmă lunar, o să primiți câte 2-3 deplasări în fiecare lună. În timpul mandatului său, 2-3 deplasări în fiecare lună, mai Sandu în afară țări. Nu mai vorbesc de alăturare la sancțiune, că Popescu se laudă. Deci, noi ne-am alăturat la 4 pachete din 6 împotriva Rusiei, care au dus la ceea ce au dus în Republica Moldova. Acestea sunt, stimați prieteni, doar câteva cifre. Spun, noi le avem mai detaliat, colegii mei din partid o să iasă cu detalii și o să vorbească despre aceasta. Acum ce urmează? În primul rând, vreau să spun câteva cuvinte despre referendum. Poziția noastră, noi nu recunoaștem rezultatele referendumului constituțional. El din stat a fost inutil, el a fost ilegal și el nu poate servi bază pentru modificarea Constituției. Asta este poziția Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Noi o să facem public azi mâine încă o dată, prin comunicat oficial. Acest referendum a fost o șmicherie, așa cum a spus Maia Sandu. 54% din populația Republicii Moldova a votat împotriva în interiorul țării acest referendum. Și 50,3% cât se laudă ei și că asta e bază de modificare a Constituției, a fost obținut datorită la 11.000 de voturi din Statele Unite și Canada. În SUA au votat 9.000 de oameni, în Canada au votat 5.000 de oameni. Adică nici cu diaspora din UE acest referendum nu trecea. Dar ei au făcut acest lucru pentru că secțiile de votare din Canada și SUA s-au închis mai târziu decât cele din restul țărilor. S-au uitat cât nu le ajunge și au făcut vros acolo de 10-11.000 de voturi ca să aibă referendumul trecut. Adică voi modificați Constituția când 54% din populație a votat împotrivă. Și vă acoperiți cu câteva mii de voturi al unor cetățeni, tot de noștri, evident. Dar nu știu dacă votați sau nu, pentru că noi acolo n-am avut observatori. Și n-ați admis nici observatori la alte partide.
câțiva mii de cetățeni moldoveni care locuiesc în SUA și Canada de câțiva zeci de ani, hotărăsc soarta țării. Și în bază la asta, voi vreți să mă unificați Constituția. Voi dați cu piciorul în 54% din populația Republicii Moldova. Voi cedați suveranitatea țării Bruxellului în baza la votul, dar doar la 22% din populație, 22,5% din total cetățenii au votat la acest referendum. Nu este asta oare o crimă? Eu consider că asta este o crimă. Fac apel încă o dată către PAS. Eu nu cred că iau suficientă cărgăuni să înțeleagă lucrul ăsta. La dânșă, eu mi-aduc aminte pe domn Popșoi, pe anul 2020, cum străga prin Parlament. Scopul scuză mijloacele. Voi și acum faceți așa. Dar lucrul ăsta nu va trece. Oamenii înțeleg și o să primiți. Vă înțelegeți că ceea ce vreți să faceți să pui mâine la Curtea Constituțională, că să vă dați acest referendum? Vă înțeleg că stupiți. Dați cu piciorul în 54% din populație interna țării. Ce o să fac oamenii ăștia? Oamenii ăștia o să iasă masiv și o să votez împotriva voastră. După o să ne clarificăm noi cu toate chestiile astea. Voi ați creat precedente, credeți că nu se poate la anul de făcut alt referendum? Ușor. În momentul când o să pierdeți guvernarea, dar voi o să pierdeți. În anul viitor, cel târziu, nu o să fie niciun pasist la guvernare. Nici un jăltăpuzic. Acum vreau să-mi cu un apel, poate mai sunt și ceva întrebări, toate că azi am spus că poate să vedem acuș. În primul rând, eu vreau să vin cu apel către toți cetățenii Republicii Moldova. Da, noi suntem diferiți. Dar ce fel de președinte ne dorim noi? Un președinte isteric? Un președinte care strigă la tot ce face bandiți, dușmani? Un președinte care ne-a amăgit toți acești 4 ani? Un șef de stat care ne împarte că suntem galbeni sau suntem toți roși, oamenii lui Putin, oamenii lui Kremlin? Sau întrebăm președinte calm, stabil psihologic, actualul nu stabil psihologic. Un președinte care a să asigure legea, în primul rând, legea, Constituția. Mai nu trebuie nimic. Când o să vină europenii să ne iei de aici pământurile și alte lucruri, sub mandatul Maia Sandu, nu se întrebe în ce limbă vorbiți, perfect română sau moldovenească sau rusă sau nu știu ce. Maia Sandu o să ne vândă țara. Noi avem șansa ca niciodată, noi nu o să mai avem așa șansă. Noi putem să pierdem țara total, noi nu o să avem așa șansă. Noi avem șansa acum să oprim dizmețul ăsta. Și noi avem reale șanse. Maia Sandu pierde alegerile în interiorul țării. Nu are nicio șansă să câștige interiorul țării. Lucrul ăsta deja este evident. Va încerca să falsifice în diaspora. Apropo, în legătură cu aceasta, vreau să vin cu un apel. Avem nevoie de voluntari la 23 secții de votare. Din 231, noi am acoperit 210. Mai sunt 20 secții de votare, în special în Statele Unite ale Americii, în 6 localități. În Republica Italiană, câteva mici și în Franța, 4. Dragi concetățeni din aceste țări, aveți contactele mele, mă contactați pe Facebook, cum doriți. În Messenger scrieți. Vă rog, avem nevoie de suportul dumneavoastră pentru a preîntâmpina falsificarea alegerilor prezidențiale în aceste 20 secții de votare. Restul noi le-am acoperit. Repet, 200 și ceva noi am acoperit. Mai avem nevoie de 10. Vin cu apel către dumneavoastră. Împreună, haideți să ne unim forțele. Eu cred că până joi, pentru că joi este data limită, noi să acoperim și aceste 20 secții de votare cu reprezentanții Partidului Socialiștilor și a candidatului Stoianov. Ei o să mizeze din nou pe diaspora. Eu vă rog, dragi concetățeni, dacă vreți să aveți unde vă întoarce acasă, votați împotriva Maia Sandu. Voi vreți să vă întoarceți acasă și noi vă așteptăm acasă. Dacă rămâne Maia Sandu, nu o să aveți unde vă întoarce. O să fie a doua Ucraina în Republica Moldova și Maia Sandu merge pe scenariul ăsta. E vrea război. Eu n-am venit cu date cum au cumpărat radare, câte exerciții militare făcute cu americani. Eu nici n-am luat tema aceasta. Este în mine documentat totul. Nu o să aveți unde vă întoarce. Deci este momentul și în diasporă să salvăm țara de Maia Sandu. Eu vă îndemn să salvăm țara de Maia Sandu. Și mă apel către Maia Sandu. Maia Sandu, nu vă opuneți. Noi am văzut emoțiile și isterica pe fața dumitale și frică.
Știți, este o vorbă bună în limba rusă. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Dacă dumneata crezi că prin falsificare să mai asigură mandat, la unul parlamentar, acolo cu mâsul se zice. Mai Sandu, dumneata te transformi în hramaia utcă, ca președintele Georgiei, care nu controlează nimic, dar face spumă. E ca să fie așa un fel președinte, ți-ați trebuie? De aceea, propunerea este simplă. Democratic, prin vot democratic, tot mai mult țara te urăște deja. Tu să înțelegi chestia. Trebuie să vezi pe data de 3 noiembrie că țara te urăște. Vrei să fii președintele diasporei care a câștigat iară cu 1000 de voturi în Statele Unite? Gândește bine lucrul ăsta. Vrei să fii hramaia utcă? Eu cred că nu vrei. De ce, dragi prieteni, toți la vot, noi mai vorbim și pe data de 1 octombrie, noiembrie, înainte de vineri, facem încă un live. Dar eu vă rog, au rămas încă 4-5 zile, maximal discutăm cu toți și haideți să salvăm țara de ciumă galbenă. Salvăm Moldova de Maia Sandu. Moldova decide, noi cu dumneavoastră decidem. De ce în țară 54% au votat împotrivă la referendum? Eu cred că minimul și 54% îți votez împotrivă și la alegerile prezidențiale de duminică, minimum. Eu cred că noi în țară putem să obținem 60% și acesta să fie cel mai mare vot din încredere dat unui președinte în toți anii de independență. Maia Sandu se pierde cu o diferență de 15-20% în interiorul țării. Și eu cred că mai rău sfârșit, mai tragic sfârșit, nu l-a avut nicio președinte. Sfârșit politic, mă refer. De ce nu vă opuneți? Lăsați ideile voastre cu falsificările. Stimați prieteni, acesta a fost live-ul. Întrebări nici n-am solicitat, câteva au venit, dar eu cred că noi la întrebări o să răspundem mai detaliat vineri. Eu vă urez o zi bună, mai avem 3-4 zile de campanie electorală, lăsați ura, știți cum este vorba aceea, numai ne-am păcat cu neamurile și iar alegeri. Ce se întâmplă între... Lăsați lucrul ăsta, clar că Maia Sandu vreți din parte să... Noi niciodată nu ne-am permis. Și eu sincer vă spun, eu niciodată nu ne-am permis să fac lucrul ăsta. Chiar dacă am o rudă care votează Maia Sandu, votează PAS-ul, eu estimez opinia, dar nu sar în cap la om. Voi ați creat sentimentul ăsta în societate. Liniștiți-vă. Noi avem de trăit mai departe. Cu neamurile, cu vecinii, cu soția, cu soția. Unii de soț cu soția nu vorbesc. Unul scuc în podul, unul în beci. Maia Sandu, ai creat așa atmosfera în societate. Și asta nu e bine. Ea se întoarcă. Și o să întoarcă foarte, foarte prost pentru cei care au început. Cu Doamne ajută și totul va fi bine.